Bine vă regăsesc, dragi prieteni, în ultima zi adevărată de iarnă. Iată, sunt pe drum spre Iași. Am fost la un workshop de fericire pe care l-am ținut pentru echipa Tui Travel, echipa regională din Moldova, și unde am petrecut 3 ore cu oameni minunați care au vrut să știe cum pot fi mai fericiți decât sunt deja. A fost o minunată oportunitate de a sărbători Ziua Internațională a Fericirii, care a fost săptămâna aceasta, pe 20 marți, și abia aștept să mai am asemenea ocazii în care să vă pot împărtăși vouă, celor interesați, trucuri, idei, sugestii despre cum putem fi mai fericiți. Una dintre ele, vă spun chiar acum, este vorba despre a nu-ți externaliza fericirea. Cu alte cuvinte, fii 100% responsabil. Asumă-ți tot ceea ce ți se întâmplă, asumă-ți ceea ce faci și ceea ce primești de la viață și în momentul în care vei înțelege că fericirea este o alegere și ține doar de tine, nu de alții din exterior, cu siguranță vei putea lua măsuri ca să fii mai fericit. Eu îți doresc o zi fericită, un weekend minunat, ultimul de iarnă, sperăm, strălucitor și frumos, cu o zăpadă minunată și să te bucuri de fericire, de toate lucrurile și de darurile minunate ale vieții. Numai bine! Sunt Irina Vasilescu, antrenor de fericire, autor și coach.